Binecuvântat să fie Cel care ne ține viața, care ne dă putere, care ne dă sănătate și care ne dă speranță prin îndurarea arătată în Domnul Iisus. Amin. Amin. Într-adevăr, este un har să putem fi în această seară, în locul acesta, fiecare dintre noi. Și într-adevăr, în adevăr, este faptul că pentru unii dintre noi poate să fie ultima seară. Și de aceea, pentru că poate pentru unii dintre noi poate să fie ultima seară, când Dumnezeu ne mai dă harul să ne apropiem de El, aș vrea să folosim fiecare moment pe care El ne dă să putem privi spre El, să putem asculta cuvintele Lui, să ne deschidem inima spre El, pentru că El este gata să ne binecuvinteze. Amin. Citind în cuvântul acesta din Romani, capitolul 8, un cuvânt mi-a ieșit mai mult în evidență și dacă vă uitați și în versetul 9, și în versetul 10, și în versetul 11, spune cuvântul Domnului, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, dacă Hristos este în voi și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi. Am văzut cuvântul dacă. Și stând înaintea lui Dumnezeu săptămâna aceasta, și căutând lumină pentru ceea ce ar trebui să spun și neavând nicio direcție, la un moment dat Dumnezeu mi-a adus aminte de acest dacă și mi-a adus aminte de faptul că multe promisiuni minunate a lui Dumnezeu pentru noi sunt însoțite de un dacă. Chiar și promisiunile și lucrarea legată Duhului Sfânt este în cele mai multe părți ale ei pusă alături de un dacă. Adică, ce vreau să spun este că Dumnezeu ne promite lucruri minunate și are planuri minunate pentru fiecare dintre noi, pentru că ne iubește. Dar nu o să le facă cu forța. Pun un dacă. Dacă vrei, dacă vreau. Nu o să ne oblige niciodată să facem ceva. Așteaptă să ne deschidem. Și pentru asta o să vedem în acest mesaj, am numit acest mesaj făgăduințe condiționate. În prima parte o să vedem câteva din promisiunile și făgăduințele pe care Dumnezeu le pune pentru noi în cuvântul Lui și le condiționează pentru noi în anumite privințe ale vieții. Și apoi în partea a doua o să privim și partea lucrării Duhului Sfânt, care este absolut esențială pentru viața noastră, pentru a vedea că și acolo Dumnezeu ne pune niște condiții. Și nu o să vedem tot ceea ce spune Scriptura, pentru că atât de complexă și de minunată este că nu ne ajunge timpul să putem străbate totul pe acest subiect, dar o să începem spunând că Dumnezeu ne promite să ne primească la El. Ne promite salvarea în Domnul Iisus Hristos dacă și noi venim la El. Spunea chiar Împăratul împăraților și Domnul domnilor, Dumnezeu întrupat pe pământ, în Ioan capitolul 6 cu versetul 37 spunea: tot ce îmi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Îmi amintesc și de cuvântul care spunea tot Domnul Iisus, dar tuturor, Ioan 1 cu 12 spunea, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al Lui Dumnezeu. Iată, ne dă Dumnezeu promisiunea și păgăduința de a fi parte din familia Lui Dumnezeu, dar o pune iarăși condiționată. Dar tuturor celor ce l-au primit, dar tuturor celor ce, adică celor ce cred în El, celor care vin la mine. Niciodată Dumnezeu nu primește pe cineva adus de altul. Niciodată Dumnezeu nu o să te primească doar că te aduce mama și cu tata la biserică. Asta nu te va salva de nimic. Vei fi direct răspunzător sau răspunzătoare înaintea lui Dumnezeu. Niciodată Dumnezeu nu o să primească pentru că alții botează pe cineva. Dumnezeu așteaptă ca noi să facem ceva. Așteaptă și El ca Dumnezeu a spus și a lăsat în cuvântul Lui spunând: dacă vine cineva la mine, atunci nu-l voi izgoni. Dacă nu vine la mine, direcția este spre izgonire. Dacă crede cineva în mine, dacă mă primește cineva personal, face lucrul acesta voit, conștient, cu dorința Lui, atunci eu îi dau dreptul să se facă copil al lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Spunea El tot în făgăduințele acestea minunate, iarăși făgăduințe condiționate, Ioan 15 cu 6. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Acum că trăim în viață, Dumnezeu ne dă ocazia să ardă lumina Lui peste noi. Speranța, viața, ca lumina soarelui. Ați auzit cântarea dinaintea fanfarei, abia
selectat în una din strofe din cântarea aceea, lasă să intre soarele. Dumnezeu nu aduce soarele cu forța. Îți lasă puterea să-ți deschizi fereastra inimii, să intre soarele, ca să te încălzească, să-ți aducă speranță, să-ți aducă putere și viață. Și asta e într-un timp limitat. Acum și aici, mâine, poate că nu o să mai fie. Și vrea să-i deschizi inima. Și vrea să-i deschizi ușa. Iarăși le pune condiționate, nu o să sforțeze niciodată. Lasă acum din căldura Lui, din binecuvântarea Lui peste tine, dar trebuie să nu uiți. Dacă acum nu deschizi inima și fereastra inimii către Dumnezeu, mâine va arde căldura, dar va arde greu în foc și în pierzare, pentru că mâine poate să fie prea târziu pentru tine sau pentru mine. Spunea cuvântul Domnului că trebuie să rămâi în El. Odată venit la el, diavolul vrea să te tragă afară și caută să facă asta. Să te lovească, să te încerce, să-ți aducă tot felul de lovituri. Dar nu uita, Dumnezeu te cheamă să vii la El și să rămâi în El. Mi-amintesc de poezia aceea care spune așa de frumos. Pe drumul scurt al vieții tale, tu care așa grăbit alegi. Noi așa alergăm așa de mult și în România și în Canada, peste tot alergăm. Parcă nu ne mai oprim. Tu care așa de mult alergi, ți-ai pus vreodată întrebarea dacă mergi bine sau greșești? N-ai vrea să meditezi o clipă asupra sufletului tău, să-ți plângi viața risipită și să te întorci la Dumnezeu, iarăși verul acesta se întoarce. Ți-e negru sufletul de patimi, ești obosit și întristat, iar ochii tăi sunt plini de lacrimi. O, n-ai vrea să fii mângâiat? Tu cel ce cauți fericirea, n-ai vrea să te întâlnești cu ea? O, nu dorești tu mântuirea și o haină albă cade în ea? Zadarii cauți mântuire, fericire în pofte rele și păcat, acestea-s doar o amăgire, iar tu rămâi tot însetat. Că setea care o porți în tine e setea sufletului tău, iar aceasta poate să o aline doar unul singur, Dumnezeu. El e acel ce te susține. El e al tău mântuitor. El a lăsat și pentru tine să curgă al vieții zbor. El chiar acum te primește de vii, smerit la crucea Lui. Te iartă și te curățește și stă cu luna harului. Veniți, veniți, veniți la ape, veniți voi toți cei însetați. Azi Domnul vrea ca să vă scape. Veniți la El, nu amânați, iar voi ce l-ați primit pe Domnul, pășiți cu grijă către țel. Nu stați să vă cuprindă somnul, lucrați cu râvnă pentru El, având un cuget și o simțire, privind spre zările ce vin, să-i preamărim al Lui iubirea, acum și în veci de veci. Amin. Binecuvântat să fie Cel care ne primește. Și astăzi e clipa când putem să mai strigăm către El. Și astăzi e clipa când putem să ne întoarcem la El. Și astăzi e clipa când putem să venim și să rămânem în El. Pentru că iarăși de rămânerea aceasta în El, iarăși condiționează anumite lucruri bune care se pot împlini în viața noastră. Ioan 6:56. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. Să rămâi în el poți să o faci și participând la cina Domnului, venind cu cercetare de sine, apropiindu-te de el. Ioan 15:7. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Iarăși Dumnezeu vrea să ne dea orice este după voia Lui, ni se va da, dar trebuie să știm că ne spune un lucru. Rămâneți în mine. Și în voi să rămână ceva deosebit. Cuvintele Lui. Doamne, ajută-ne! Cine va avea lumina vieții? Cine va putea să nu umble în întuneric? Ioan 8:12, tot Domnul Iisus Hristos însuși răspunde. Și spune, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Iarăși umblarea, călcarea pe umbrele Lui, este condiția de a avea în viață lumină. De a ști într-adevăr care este sensul vieții tale. Pentru ce te-a pus Dumnezeu aici? Pentru a înțelege încotro vrea să mergi. Ce vrea să faci la locul tău de muncă? Ce vrea El să faci la școală? Ce vrea El să faci în locul în care te așează? Chiar dacă ți este greu, chiar dacă ți este ușor.
El îți poate da lumina. Condiția este să îl urmezi pe El. Roman 8:1. Ne apropiem încet de textul și de textele privitoare la Duhul lui Dumnezeu. Spune acolo: acum, dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Parcă două, o să vedem mai târziu. Iarăși, a fi și a rămâne în Domnul Iisus Hristos, a nu fi osândit înaintea lui Dumnezeu, este condiționat de faptul de a rămâne în El. Nu rămâi în El, nu rămâne în El, poți să fii osândit. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi, zicea Domnul Iisus. Și iarăși vine subiectul acela deosebit pe care noi îl avem ca și condiție de viață. Suntem puși să rodim. La muncă suntem puși să muncim și să producem ceva. Sub o formă sau alta. Trebuie să fim productivi. La școală suntem puși să producem ceva. Suntem productivi mai mult sau mai puțin. Dar în ce privește lucrarea lui Dumnezeu, toți, Dumnezeu Stăpânul, Cel care ne-a creat, El ne-a făcut, El ne-a construit așa cum suntem, se așteaptă ca să fim roditori. Și spunea El că nu putem să fim roditori înaintea Lui dacă nu rămânem în noi. Spune El în Ioan 15:4: rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum lădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Ioan 15:4. Făgăduințe condiționale. Dumnezeu nu te va face automat copil al Lui. Poți să te rogi, poți să faci tot ce vrei. El condiționează aceasta de deschiderea inimii tale pentru El. Indiferent că ai 15 ani, 20, 40, 60, 80 de ani. Dacă nu ai venit la El, în mod personal, cu credința din inimă, mărturisindu-ți păcatele, primindu-L pe El, prin credința pe care El ți-o dăruiește, dacă nu te-ai întors cu pocăință la El, dacă n-ai primit botezul ca un act al tău personal de gândire și de acceptare, la sfârșit, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că vom fi aruncați afară pentru că nu am venit la El. Totodată, pentru că Domnul Iisus Hristos a trebuit să se înalțe la ceruri, să ne pregătească un loc, a spus: nu vă temeți. Nu vă temeți, eu mânați, dar o să fiu cu voi. Și dacă atunci pe pământ era prezent personal, fizic, într-un loc anumit, fie în Ierusalim, fie pe muntele Măslinilor, fie într-un alt loc, era prezent doar într-un singur loc, era ales să trimită în schimb, prin Duhul Său Cel Sfânt, prin Duhul Sfânt, Dumnezeu Duhul Sfânt, prezența Lui în noi, așa fel încât El să fie în noi. Și aș vrea așa de mult să înțelegem că avem mare nevoie de El. L-am primit sau îl vom primi. Acum mergem înainte. Trebuie să știm că nu putem să facem nimic dacă nu suntem plini și atinși de puterea Lui. Și dacă nu facem pași în direcția în care El, Domnul Iisus, prin Duhul Sfânt, ne dă indicații să mergem. Pentru că spunea Apostolul Petru și acum apropo de punctul acela, de ce este așa de important Duhul Sfânt în viața noastră? În primul rând, pentru că prezența Lui, a Domnului Iisus, poate să fie nou. Și atunci El ne poate învăța direct prin Duhul Sfânt ce trebuie să facem și încotro trebuie să mergem. În al doilea rând, pentru că avem nevoie să fim sfinți în ceruri, oamenii vor ajunge doar dacă sunt sfinți. Spunea un frate în cântare: a fi sfânt înseamnă a fi curățit și pus deoparte. Duhul lui Dumnezeu, 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 2, face lucrarea aceasta deosebită, de a ne sfinți inimile, de a ne curăți, de a ne pune deoparte, de a fi parte din procesul acesta, de a ne asemăna cu Domnul Iisus. Lucrează în noi la asemănare, la înnoire, la apropiere, de a fi ca și Domnul Iisus Hristos. Blând, smerit, plin de dragoste, gata să se jertfească pentru ceilalți, pentru Dumnezeu, gata să ajute, gata să se dăruiască cu toată inima. Doamne, ajută-ne să fim baterii. El, Duhul Sfânt, învață. Spunea că El vă va învăța tot ce trebuie să știți, nu trebuie să vă îngrijorați. Chiar dacă poate veți fi duși în fața autorităților. Ne apropiem de vremea în care prigoana asta se înceapă. Creștinii vor fi scoși în afara legilor, pentru că
Acum noi creștinii susținem lucruri care oamenii nu le mai susțin. Acum noi creștinii spunem că este păcat împreunarea om cu om, femeie cu femeie, așa cum spune Biblia. Oamenilor acestora nu ne convine. O să ne scoată în afara legii în curând, în așa fel încât să dăm socoteala chiar și cu pușcărie sau cu alte lucruri. Cuvântul lui Dumnezeu spune, nu trebuie să vă faceți griji și nu trebuie să vă îngrijorați. Chiar dacă ajungeți să vă pierdeți locurile de muncă pentru mărturia Domnului Iisus. Chiar dacă va trebui să plătiți poate cu viața voastră. Și unii de aici poate vor plăti cu viața lor credința Domnului Iisus. Trebuie să nu vă îngrijorați pentru că Duhul Sfânt, El vă va învăța ce trebuie să spuneți. Și ce minunat l-ați văzut pe Ștefan, care a predicat până în ultimele momente ale vieții lui. Până când bolovanii cădeau peste față, peste trup, până când nu mai putea să stea pe picioare și căzând poate la pământ, îl vedea pe Domnul Iisus, care era ridicat în picioare la dreapta Tatălui, gata să-L aștepte, iar El se ruga pentru ceilalți din jurul Lui. Și rugăciunea Lui a fost ascultată, pentru că un tânăr care asista acolo, purtând grijă de hainele celor care aruncau cu mână și cu mânie și ură în Ștefan, un tânăr va fi mai târziu atins de Dumnezeu și va fi folosit de Dumnezeu să avem parte de cuvintele minunate pe care le privim în această seară. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Trăim într-o lume în care negativismul, scepticismul, necredința, pesimismul, răutatea, tot ceea ce poate fi cuprins în negură și în negativ și lipsă de speranță, cuprinde lumea. Pentru că lumea fiind stăpânită de cel rău, răul dorind să domine și dorind să fie impus în legi și în toate ceea ce, tot ceea ce ne înconjoară, creează în om o stare depresivă. Creează în om o stare de tristețe, de apăsare. Dar Domnul Iisus spunea, nu vă temiți. O să primiți ceva care lucrează în noi și la acest lucru care aduce speranță. Care te face să vezi dincolo de zidul necredinței a cuiva. Dincolo de fiatra pe care o primești din partea celuilalt. Dincolo de jignirea pe care ți-o dă cineva. Duhul Sfânt este numit și arvună. Adică un pic din veșnicie, din ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi o descoperă. Din bucuria aceea pe care nu poți descrie în cuvinte. Din lumina pe care nu poți descrie în vocabularul omenesc. Ți-o dă Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și atunci, când știi că te așteaptă bucuria, când știi și vezi dincolo de tot ceea ce te apasă, vezi mâna Lui care te protejează, atunci ai putere să treci mai departe. Pentru că, așa, oamenii din totdeauna au vrut să vadă chiar și în tunelul cel mai întunecos, luminița de la capătul tunelului. Iată că Dumnezeu dă o speranță omului și ne dă speranță din Duhul Sfânt. Și de aceea avem nevoie atât de mult de Duhul Lui. Spuneam despre călăuzire. La fel, Duhul Sfânt este lăsat să pe pământ să ne dea indicații și să ne ajute să cunoaștem calea pe care trebuie să mergem pentru a nu ne rătăci. Știți cuvântul acesta care spune vă rătăciți pentru că nu cunoașteți. Ce trist, ce trist. Au ajuns tineri din ziua de asta să nu mai cunoască Scriptura la un nivel de rar și mare. Chiar și frate și surori. Vă rătăciți pentru că nu cunoașteți Scriptura și nici puterea lui Dumnezeu. Iarăși vedeți o făgăduință condiționată. Ca să nu te rătăcești, trebuie să te asiguri că în timpul vieții tale, chiar dacă nu-ți faci timp pentru altceva, fă-ți timp pentru Scriptură. Fă-ți timp să te apropii de Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că aici vezi standardele veșniciei. Vezi ceea ce este bine și ceea ce este rău. Într-o lume care se schimbă de la an la an. Astăzi numesc păcatul lucru, mâine îl vor legaliza și va fi un lucru acreditat și de lăudat. Astăzi numesc bine ceva, iar mâine va fi iarăși condamnat. Fă-ți timp să vezi ceea ce spune Dumnezeu, pentru că aceasta nu s-a schimbat. Și nu o să se schimbă niciodată. Și fă-ți timp să cauți pe Dumnezeu ca să-ți dea din Duhul Lui. În fiecare zi. Doamne, ajută-ne! Amin. Pentru ca să putem fi mângâiați. De câte ori trebuie să suferim? Trecem prin suferință. Și oamenii din lume trec prin suferință. Trec și prin încercări. Și noi trecem. Se întâmplă să pierdem anumite lucruri. Se întâmplă să trecem prin greutăți, prin lacrimi, prin boli și lucruri care ne apasă și ne macină și ne lovesc. Și de multe ori suntem apăsați în jos.
Nu uitați că Dumnezeu a pregătit soluția pentru aceasta. Chiar dacă este grea povara, El poate să dea un mântuitor care ajută să poți să porți povara aceasta. Chiar dacă te doare, chiar dacă suferi, o pastilă te poate face să te simți mai bine fizic. Dar îți produce poate alte efecte secundare tu de altă parte, ca să sulajeze poate durerea. Dar ceea ce Dumnezeu dă mângâie chiar și în suferință. Ceea ce dă Dumnezeu întărește chiar și când este greu, slăvit să fie numele Lui. Și nu vi s-a întâmplat de multe ori să nu știți să vă rugați, să rămâneți fără cuvinte înaintea Lui. Sau să te întrebi înaintea Lui Dumnezeu, Doamne, m-am rugat oare bine? Am spus oare ceea ce trebuie înaintea Ta? Cuvântul Domnului spune că însuși Duhul Sfânt este Cel care lucrează pentru noi în privința aceasta mijlocind pentru noi, slăvit să fie numele Lui în veci de veci. Dar Duhul acesta Sfânt al Lui Dumnezeu nu se primește pentru că altcineva a spus, l-ai primit. Nu se primește doar așa, stând în am ridicat o mână, am primit pe Domnul Iisus, s-a rugat cineva pentru mine să primesc Duhul Sfânt și gata, l-am primit. Nu prea se face așa, conform Scripturii, sunt iarăși păgădințe condiționate. Domnul Iisus le-a spus, în Fapte, capitolul 1, versetul 8, vedeți, voi aveți o menire, un scop. Treaba voastră este să fiți martori ai mei până la marginile pământului, dar ce să faceți? Să rămâneți în cetate până când veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Dar trebuie să știm că El nu le-a spus să rămâneți. Rămâneți în cetate și așteptați să fiți îmbrăcați. Nu le-a zis așa. Rămâneți în cetate. I-a zis, rămâneți. Dar haideți să vedem ce au făcut ei în cetatea asta. Au așteptat așa să se roage alții pentru ei, să zică, da, ai primit Duhul Sfânt. Nu, haideți să vedem ce au făcut. Fapte, capitolul 1 cu 13. În același capitol spune, când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Apoi au făcut următoarea rugăciune. De obicei, se suiau acolo. De obicei, acolo se rugau. De obicei, asta însemna pentru ei casă. Asta însemna pentru ei împlinirea deosebită. Acasă, pentru ei, însemna dorința după Dumnezeu. Însetarea după El. Rugăciunea după Dumnezeu. Și în capitolul 2, vedem la același lucru. În ziua 50.000, versetul 1, erau toți împreună în același loc. Și totodată pe samariteni. Să-i vedem și pe ei în Faptele, capitolul 8 cu 15. După ce apostolii au primit Duhul Sfânt, s-a revărsat peste cei din tâi creștini în ziua 50.000, au fost trimiși la samariteni să se roage și pentru ei să primească Duhul Sfânt. Și Faptele 8:15 spune, s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Ei s-au rugat alții pentru ei. Dar și ei, și noi trebuie să facem ceva. Haideți să-L ascultăm exact pe Domnul Iisus. El a spus clar în privința aceasta. Luca 11:13. Dacă voi care sunteți răști să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru Cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce în cer. Duhul lui Dumnezeu, prezența Lui minunată, pe care am văzut-o face atât de minunate lucrări, este dată celor ce El cer. Dar trebuie să știți că nu merge cerința așa ca rugăciunea pe care câteodată o facem la masă cu copiii noștri. Doamne, îți mulțumim pentru mâncare, te binecuvântăm și te slărim. Amin. Și pornim că suntem doritori, că nu mai putem de foame. Tot Domnul Iisus clarifica în privința asta. Spune acolo, Ioan 7:37. Dacă, iarăși, păgăduințe condiționate, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, spunea cuvintele acestea despre Duhul lui Dumnezeu, care va fi turnat. Le spune că trebuie să ceară și le spune că trebuie să înseteze și când vine înaintea lui Dumnezeu, ca să poți să primești ceva de la El, trebuie să vadă că, într-adevăr, îți pasă.
Nu trebuie să impresionezi pe fratele sau pe sora, rugându-te mai tare sau mai încet. Nu asta, dorința inimii. Unii ne putem ruga mai tare, alții ne putem ruga mai încet, dar Dumnezeu vrea să vadă că îți pasă cu adevărat. Când ești conștient că nu poți altfel, când ești conștient că nu poți ajunge în cer dacă nu ai puterea Lui să te susțină, dacă nu ai încurajarea Lui să dea putere când ești căzut, dacă nu ai mângâierea Lui în suferință și în greu, dacă nu ai lumina Lui să știi pe unde să mergi. Dumnezeu vrea să vadă că conștientizezi lucrurile astea, îți pasă și că vrei, o ceri și însetezi și crezi că o să o primești. Tot El spunea. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care vreau să-L primească cei, în același capitol, ce vor crede în El. Și am putea să continuăm atât de mult. Dacă vă uitați când vorbește Scriptura de Duhul lui Dumnezeu, e de multe ori pus acolo un dacă. E de multe ori pus acolo o anumită condiție. Acum, dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești și după îndemnurile Duhului. Adică să fii în Hristos, să fii venit la El, să trăiești după îndemnurile Duhului, asta înseamnă să fie cineva acolo care se dirigează, dacă nu-i Duhul Sfânt acolo, dacă nu l-ai primit, dacă nu e niciun semn exterior care să spună că l-ai primit. Și de multe ori, de cele mai multe ori în Scriptură, semnul vorbirii în alte limbi era semnul care indica că cineva a fost cu adevărat botezat și atins de Duhul Sfânt. Dacă nu l-ai primit, nu poți să te lași îndemnat și călăuzit de cineva pe care nu l-ai primit. Și dacă nu l-ai primit și nu te lași călăuzit de El, de Duhul lui Dumnezeu, cuvântul Domnului ne spune iarăși versetul 8 din același capitol din 8, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Adică dacă nu cauți Duhul lui Dumnezeu și nu cauți să fii călăuzit de El și nu cauți să te ghidezi în El unde să mergi, nu ești plăcut înaintea lui Dumnezeu. Adică chestia asta nu e ceva care să-ți pese mai puțin. E o condiție de bază. Adică vrem să fim plăcuți înaintea Lui, vrem să fim primiți de El. Vrem să ne accepte. Dar dacă suntem pământești, dacă nu avem prezența Lui prin Duhul Sfânt, dacă nu ne călăuzește Duhul Sfânt și dacă noi nu ne lăsăm călăuziți de El, atunci nu putem să-i placem Lui. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, versetul 9, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Le scrie la creștini, la pocăiți din Roma. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a Lui. La mulți creștini le frică să se apropie de versetul acesta. Pentru că tranșează direct. Cine n-are prezența lui Dumnezeu vie, activă, prin Duhul Sfânt, cine n-a primit botezul Duhului lui Dumnezeu, cine nu l-are pe Hristos în el, prin călăuzirea pe care o primește de la Duhul lui Dumnezeu, spune cuvântul clar aici, nu este a Lui. Și El în cer primește doar pe cine este a Lui. Adică, cei care au crezut, l-au primit, l-au acceptat, cei care au căutat, au însetat și l-au dorit pe Domnul Iisus Hristos așa de tare, încât nu mai dorea altceva nimic în viața asta decât pe El. Și apoi când l-au primit în inima lor, prin Duhul lui Dumnezeu, caută să-L asculte, caută să vadă ce dorește El, caută să meargă și să împlinească ceea ce El indică. Iar cei care nu fac asta și nu sunt al Lui, vor rămâne din păcate pe din afară. Pentru că, versetul 10 spune, și dacă, iarăși o făgăduință condiționată, și dacă Hristos este în voi, trupul vostru este supus morți, o să murim, ne degradăm, îmbătrânim. Îmbătrânim de la vârstă foarte fragedă. Îmbătrânesc celulele, cesuturile, noi ne degradăm, fizic ne degradăm. Dar zice cuvântul Domnului, este supus morți din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Pentru că acolo este cineva care lucrează să fii curat, să fii sfânt. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos din morți va învia și trupurile voastre înălitoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus locuiește în voi, Dumnezeu
Dumnezeu Tatăl, cred la viață pe Domnul Iisus Hristos, Domnul și pe voi, ziua aceea. Speranță, făgăduință, condiționată. Mă opresc aici, lăsă și pe fratele Mircea să mai completeze. Dorim ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și închei cu versurile unei alte poezii care spunea: Suflă, Doamne, peste oase, Duhul Tău de viață vie, poruncește și poporul tot pe dată să învie, umple-ne cu râvnă sfântă, umple-ne de-a Ta cântare, fie, Doamne, să Te bucur când privești spre a Ta lucrare. Amin. Amin.